Degeaba ești abonat dacă nu dai și click pe clopoțel. YouTube trimite notificări doar celor care au clopoțelul pornit, așa că te rog să-l activezi dacă îți plac videourile mele. Salutare, domnilor și domnilor, sunt Dumitru Chirpic, numărul 1, aproape numărul 2 pe fază aici, domnule. Am decis să mai continui, domnule, puțin cu taximetria asta, care nu e chiar taximetrist. Sper să nu mă prindă poliția, că e ilegal în orașul ăsta, din ultimul timp, cât am înțeles, să faci taxi. Eu tot cu Uber, domnule, mă înțeleg, cu aplicația mai ușor, că m-am obișnuit cu ea, mă înțelegeți? Și plecând aici de la Speed Taxi frumos, mi-am făcut o galbenă frumos, numărul 1. De data asta merge cu o mașină, un Supra 2020, care 2019 spre 2020, ceva acolo, domnule. Mașina asta o găsiți la VIP Bronze. Dacă sunteți interesați, practic, cine și-a VIP Bronze, puteți să o alegeți dintre Huracan, Portofino, Lexus sau Supra. Am mai adăugat o mașină acolo ca să fie bine, să nu fie rău. Și, da, ce să zic, hai să dăm un anunț și să începem. Anunț, publicitar, bam, bam. Și imediat începem cu șmecherea. Băi, blană mașina asta. E blânită de șarpe. Așa că imediat iau o cursă și continuăm de ce mă întrebi. Aveți, domnule, că am luat o cursă aici, avem un accident ceva, l-a mușcat câinele pe om sau nu știu ce s-a întâmplat acolo. Sper doar să nu fie plin de sânge, că eu nu vreau să-mi bag orice zdreanță, orice gunoi în mașina mea cea nouă. Nu prea văd eu pe întunericul ăsta cu ochelarii ăștia pe ochi să conduc. De asta am băgat și farurile astea galbene și adăceață ca să vadă mai bine. Și ajungem imediat la prima comandă. Sper să facem și noi un bănuț astăzi. Cu banii pe care fac astăzi, doamne, o să fac un episod special în care dăm bani practic și hrănim oamenii săraci. Cum face Valam, este practic exemplu. Hai să vedem aici pe stânga, bam, bam, aici trebuie să fie. Traversați, doamne, dumneavoastră! Asta că ăsta e lovit. Dumneavoastră este... Da, domnul, haideți, vă rog, ajutați-mă să mă ridic. Domnul, aveți sânge pe undeva, să nu știu, că nu vreau să iau rabie de aia urâtă. Nu, domnul, am puțin așa, dar nu se vede de blugi, l-am tras. Nu-mi vedeți. Haideți, domnul, luați-mă de mână. Acum. Mă doare piciorul stând, domnul. Ce dracu, domnul? M-a mușcat câinele, domnul. Stați acolo, că dai o mașină mai în față. Ah, ok. Vă duc la spital, domnule. La spital, domnul, la spital. Puneți, domnule, GPS-ul acolo, vă rog frumos. Acolo, domnule. Și faceți, domnule, de la antirabic, vaccin de la de câini. Acum mi-s găsit inutile, dar... Am auzit că ăla, dacă vă face, domnule, vă bagi că... seringa în burtă, face, nu știu, 20-30 de injecții în burtă, domnule, groaznic. Bă, cum ziceți, domnule, că, doamne, nu-mi place siringile astea. Aoleu. Și cum v-a mușcat, domnule, cum s-a întâmplat? Era desuflată roata, mă uitam pe acolo, pe la presiune, pe la astea. Intrat, o sări direct pe mine. M-a mușcat. Era de la domnule maidanez? Nu știu, domnule, ce rasă era, nu le-am cu rasele. Avea ceva zgardă, chema Lucky, ceva. Lucky? Da. Lucky, domnule, sau Lucky? Lucky. Lucky, am înțeles. Doresc să știți că am uitat să pornesc aparatul. Dar ne înțelegem noi acolo. Vă dau, domnul Marc, să ajungem rapid. Cât se poate de rapid, domnule. Deja am ajuns. Acum vă dau mașina. Cât vreau sufletul dumneavoastră, domnule, de benzine măcar să am. Da, da. E bine? Aveți grijă cu câinii. Încheieți, domnule, și pe portiere. Încerc, domnule. La revedere. Hai, mersi.
Hai că închis-o dacă e. Mai avem o cursă aici, adune. Buenas tardes, necesito un taxi. Ce face asta, bă? A fost preluat deja, luat deja ăla. L-a luat altcineva. Nu fură ăștia cursele, domne, acum. Cum auzi că am venit eu în oraș, cum toate cursele se duc? Le accept ăștia, se duc de nebuni. Uite din nou. Hai că am luat-o, domne. Ia să vedem, domne. Bă, n-a stat de spate vreun fraier de la de la ce de bani. Din nou, noapte, domne, foarte urât, că nu prea văd cu ochii la reșa, dar nici nu vreau să-i dau jos, că ăsta e stilul meu. O, așa înfuriată. Ai noroc! Până tarde, senior. Să moară familia. Urcă, bă, mașină. Ce? Na, dar, ce astăzi? Vamos acasă. Acasă la mine? Aha, pe GPS acolo. E bine, domne, 20%. Ce? It's ok, 200%. 20. Si, si. Hai că l-am ars, oră. Vrei să mergem ușor, mai tare, mai tare de stare? Ce? Nu entiendo, Păi, mă, am pus-o cu ăsta cu el. De unde eres? Spania, Mexic? Si, Mexico. Mexico sau Mexic? Mexico. Aha. It's ok pe aici? Si, si, si. Ce claxonezi, mă, băga, mi-ești pula, măta! Excuse me, excuse-mă! Sunt mai agresiv așa. Deci eu chiar nu văd pe aici că să merg. E greu. Nu sunt frumuri ăștia, dar sunt așa un pic. Să mă chinui să mă uit pe minimapa aia. Olo. Aqui? Aqui, aqui, abajo, a la izquierda. Abajo, ce slobos ești tu mai acolo, abatori? Pe aici? Si, si, si. $45 100 euro. $500 Money. Come on. Que está demasiado. Demasiado money, 500, 1 million. Nu pot să cer milion, omule. Dă bani mai mulți acolo. Benzina, gas. Expensive, much money. Ok. Está bien? Oh, sí, thank you. Gracias, señor. No problem. Ce vorbești, bă, că dacă dai de ăștia, mi-am făcut toată seara și nebun. Toți banii pe toată noaptea. Nici n-aș mai ieși acum, mi-a ajuns o cursă de-asta, doamne. Dar mai ies că poate mai dau de frer de ăștia. Am nevoie de un taxi. Hai, domnule, să vedem. Mergem aici, că avem curse rapide.
Trebuie să mai pun GPS dacă e departe sau nu, că nu mai mă duc în dracului. Ha, mă, că e aproape. Adică tot ăla cu spitalul, domne, că tot pe acolo e pe zona aia. Băiatul ăla care a fost mușcat de câine. S-a trezit cu un câine mușcat de picior. Băi, băiatul ăla, deci mi-e greu să merg așa, mă. Și facem și cosplay, și roleplay. Ne-am îmbrăcat ca chirpici. Apropo, voi nu faceți Uber cu mașini normale, vă luați taxiul ca băieții, frumos. Chirpici mai face cu nave spațiale. Astea, știți voi. Bună, domn. Bună seara, domne. A schimbat un taxi, domne? Eu, domne, da. Haideți, domne, sus. Unde vă duc? Acum vă pun pe GPS. S-a dezbrăcat așa, domne? Măcar un maieu acolo, mi umpleți scaunele astea de, de aspirații. Pe și bani de taxi aveți, domne? Bună seara. Bună seara. Nu vă supărați, pe unde se intră în spital? Pe acolo, domne, că nu știu, că n-am fost la spital, sunt sănătos tun. Ok, vă mulțumesc. Domne, e bine până acolo 20%. Cât, domne? 2 milioane, domne, 20%. E cam mult, domne. E, domne, vă dați seama că benzina ți-a scumpit, benzina ți-a făcut 6 lei din nou, ce dracu. Hai că vă dau 2000, e bine? Oho, e bine. Vă puneți acolo centura, nu ne, vă țineți bine. Ne-am pus. Uălău! Mi-a ieșit zgâriatul, domne. Eu nu vreau, domne, să mor pe drum. Dar nici eu nu vreau, domne, mi-am zgâriat mașina, ce dracului. E să merg iar la mecanic cu ea. Nu prea văd bine, domne, cam asta e pe ochi, ochelarii ăștia. Ăștia sunt buni la motocicletă, dar nu cu o mașină și e mai greu. Ce să zic, domne? Aici, domne? Aici, aici. Merg să scot banii și viaduc. Haideți, domne, că vă aștept repede. S-a dus ăsta la bancomat să scoate pe aia, nu știu. Eu îl urmăresc, dacă fuge, îl prind, îl bat de cacă pe el. Am mai dat de ăștia. Doamne, că s-a întors de pe aia. Lasă, domne, geamul ăla jos, ca să dau. Păi veniți prin data, domne, că ați lăsat oricum ușa deschise. Uite, domne, uite aici. Ăla, domne, mersi frumos, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Să închideți ușa, vă rog frumos. Să aveți o seară frumoasă. Portiera, domne, portiera. Mersi frumos, seară bună. Am nevoie de taxi ieftin și bun, se moare, mama. A fost preluat, deja mi l-a luat cu ăsta. Continuăm, o să pun pauză la filmare să nu se umple GoPro-ul și continuăm imediat cu următoarea comandă. Haide, dune, că am mai prins o cursă acum, repede. Eu aș fi mers tare, dune, dacă era zi. Să-i dau blană de tot, să vedeți cât de blană e mașinuța asta, că e... Bă, unge pe suflet, dune, Supra-ul ăsta, Toyota Supra. Plăcea mai mult aia dată, că făceam și drifturi cu asta, nu-i de-aia de drifturi. E mai de viteză, așa, e foarte, foarte puternică, performantă.
Doar că pe timp de noapte nu prea văd une cu ochelarii și nici de-al dracu nu vreau să-mi dau jos. Pe lumea nu știe pe chirpici cu ochelari pe ochi, nu așa. Da, ajungem imediat, domn. Opa, așa. Alunecat, domn. Alo? Ce vrei, domnul? Las comandat, domnule, o taxi. Ăsta-i taxi, mă? E taxi, domnule, dar nu vezi că e galben. Ia zi, cât e pe kilometru? 1.39 era acum vreo 2 ani, domnule, ce 3 lei acum că... Bă, dar să mai vrem urgrele. Dar e stricat aparatul, din păcate, așa că vorbim de nete, pune GPS-ul, vă zic cam până unde... A, fără aparat? Fără aparat, doamne, că s-a stricat. M-a prins o ploaie. Sigur, nu faci tu manevre, mă? Niciodată, doamne. Pune GPS-ul, unde vreți să ajungeți. Uite acolo, doamne. Oh, oh, e ceva de mers, domnule. E ceva? Tu nu-i bine până acolo. Să... Da, și dumneavoastră acolo vreo 2 milioane, 3 milioane. Așa mult, domnule, păi ce pula. V-am zis, domnule, că e scump. Dacă puneam... Dacă puneam aparatul, era vreo 5 milioane până acolo, domnule, că e mult și trafic și astea. A, se încălcă asta la negru. Și tarif de, tarif de noapte. Lucrați la negru, a? Lucrez, domne, și la negru și la alb, eu nu țin cu, nu sunt rasist. Dar de unde luam, mă, mașina asta? Domne, tocmai am venit din Japonia. Aole. Și-am cumpărat-o de la cuscrea mea. Care, tocmai după ce-am cumpărat-o, a murit femeia, era bătrână. A murit la 80 de ani, domne, și mașina asta a luat-o în 2019. De două luni am luat-o, n-am mers cu ea. Maxi s-a dus până la piață și înapoi. Mă, dar tu n-ai aflat, mă, că mașinile astea japoneze sunt de căcat, au motor de căcat. Dom'le, cum să fie de căcat? Auziți aici un pic, iată. E, păi e așa fac când e nou, mă. După ceva kilometri vezi cum... Am eu un prieten bun, dacă vrei, mecanic, sute la mașina ta, cel mai bun mecanic. Să vă moară familia mea dacă te minte. Dom'le, eu nici n-am testat-o acolo, am avut încredere că e bătrânică, că e de-astea și... E. Dacă aveți un mecanic și ceva să se uite la ea, să-mi dați și mie câteva informații. Avem cum să avem. Că știi că mai era o Supra înainte, dacă o știți pe aia veche, doamne, de 90 și ceva. Da, da, ia uite aici, bag acolo. Aici, doamne, jos? Dei, acolo jos. Înțelege. Și aveam o Supra mai veche, doamne, înainte, dar... Ia uite acolo, în stânga. Invers. Ia acolo jos. Uite acolo jos. Da. Ia uite-ți. Uite, doamne, frumos BMW-ul ăsta. Uite, BMW, mașină de calitate. Dar nu știu unde e prietenul meu, parchează aici, stai un pic. Hai, o, pe... Doamne, pe dânsul l-am adus mai devreme. Pe Miguelito, mă? Păi și nu ți-a zis că e de căcat deja mașina? E, ăla. Nu știu că nu vorbește, doamne, vorbește altă limbă, el știe ce zice acolo. Pe Miguelito, ia uite-te la mașina asta, că e de căcat, măi. Eu i-am zis lui domnul că e de căcat, că nu merită bani, ia uite-te la. Zis eu că te precepi tu de la mașină. Ești numărul unu. Ia uite, doamne, motorul original de Toyota. Original pe pulă, e de japonez făcută, mă, replică de aia, japoneză, nu chineză. Deci e mai bun de unii chinezească sau japoneze? Amândouă sunt de căcat, mă, BMW-uri făcut, după ți arăt eu BMW am. Las cu Kia sunt falsas. Ia uite, vezi, e fals. Ce de unde e fals? La Buchias. La Buchias, n-auzi? Bujia, domne, Buchias? Si. Că sunt bujii false? Si. Păi și ăsta ia de unde sunt ușul la el? Băi, e și galben deja. Ia uite, mă, mașină originală aici, BMW, frumos. E și galben, domne, ar merge bine să fac ăsta ceva. Păi, facem noi vreo schemă dacă...
Ia, Miguel, vino încă, arată-i domnul mașina asta acum. Ia, deschide, doamne, puțin. Aquí, aquí no le tema mucho tiempo a motor. Ia, uite, vezi, nici nu ține motorul azi. Nu ține motorul. Moare după, după 2000 de kilometri, moare, trebuie să-l schimb. Eu înțeleg, înțeleg. Ia, doamne, domnul Armando, deschide-ți și mie acolo, doamne. Ce? La motorul. Și câți kilometri are, domnule, asta? Nou, nouță, să moară familia mea. Dar are, domnule, kilometri dați înapoi. Tot unul cu farurile așa frumos de ceață. Motor de BMW. E motor mare, domne! Da, domnul. E motor mare asta, domne, de cât e motorul? 500, să-mi bag pula. De 50, domne, consumul ăsta de mă rupe. Ce consumă, domnul, că-i făcut tehnologie BMW, mă, din 2020, încă nu a ieșit pe piață modelul ăsta. Teremul să-ți audă eventa. Ia uite. Păi și nu știu, domnule. 600 de cai de putere, mă. Poți să dau o tură mică cu ea, o test? Eee, o tură. Păi ce faci, mă, aici? Păi cum, domnule, vezi să iau mașina fără dau tură? Dumneavoastră ați mers cu a mea. Hai, urcă, că te plimb eu. Ce? Okay. Hai, Miguel, ia plimb. Băi, plimbă-mă pe ăsta pe aici. Convinci-l să-mi iei okay mașina. Să schimbă, ce a fi de mine. Hai, urcați, domn. Și în două locuri frumos. Mamă, cum se aude, domne? Și consumă mult, domne, cât consumă? Care e consumul? La consumul benzina pe 100 de kilometri. Nu entiendo. Let's go back, back, back. De parcare. Dom'le, toace, se aude bine, dă tot ce dracu. E dusă mașina asta. Ce faci, domne? Ce fac, domne? Am prins-o mai încoasă, dar să văd mai bine, că nu se vede acolo. E dusă mașina asta, e prăjită, domnule. Domne, mi-ați lovit-o ce dracului. Ce lovită, domnule? Ce ai? Ai capota desfăcută. Capota desfăcută, da. Închide-ți-o acolo. Nu mai pornește. Le vezi, domnul, ce chinezerie, japonezerie de-aia de căcat. Păi și eu ce fac, domnule, acum, acum ajungă acasă? Este stacoce. Fii atent, domnul, facem o afacere. Vă vindem BMW-ul ăsta. Dar ne dați mașina voastră și ne dați un mic avans, așa. Păi tot eu, domnule, să dau că asta e 2019-2020. Ai, nu vezi că s-a stricat deja jaful tău, nici 2000 de kilometri are. Ți-a dat țapă, mă, ăștia. Iată, mă, uite ce BMW frumos. Arătați-mi, doamne, și mie ce act aveți la aia. Este coche barato, barato. Toate fetele vin cu tine. Te ved fetele direct. Domne, vorba, vorba, dar unde sunt documentele să semnăm? Este coche barato. O dau până la urmă. Mă, n-auzi. Ce barată, băi, barată? E ieftin, adică. Păi, domnule, vă dau mașină ca lumea 2020, voi dați eu cazan? Ce cazan, mă? Tu nu vezi că deja nu mai merge mașina, bă, știi câți bani te-ți băgăm noi în mașina asta, adică, că în chinezeria asta ta, care
2000 euro, barato. Băi, noi cred că... Băi, Miguelito, mă, dar ăsta ne dă... 2000 de euro, dumneavoastră! Ce 2000? 2000 de euro plus mașina ta, da. Am înțeles. 2000 euro, mastu coce. Bă, dar Miguelito, nu știu cât ne convine. Barato. Ăsta ne dă țeapă, mă, cu jaful lui. Chinezerie, japonezerie, de căcat. Nu știu cât ne convine. Păi haideți, domnule, să semnăm contractul aici. Să se iau actele din mașină. Hai, luați. Nu e bueno? E bueno, e bueno. Mașina lui costă nu ceva. Dacă e prostul. E așa, domnule? Da, da. Actele le-am aici, domnule. Miguelito, prende să lezi acte din mașină. Ce să faci, domnule? Dar motorul văd că pornește, domnule, adică a pornit, ce dracu. Păi vezi, dar ia încearcă să mergi cu... Da, tu nu vezi, mă, că moare, e dacă se neacă. Mai ți-a trebuit să bag vreo 40.000 de euro, dacă mai mult. Păi și de ce dracu vezi uros, domnule, dacă nu e bună? Păi, domnul, ți-am zis că am nevoie de așa model, mai... Vreau eu de asta. Înțeleg. Înțelegi? Firmam mult los documentos? Si, uite documentul ăsta aici. Hai că eu mut mașina mai încolo, trebuie să chem un mecanic. Firma aici, senior. Gata, tu. Ok. Mare ITP, domne, mașina asta ITP asigurare. Ok. De toate, mă, full option. A ta nici n-are, na? Ba da, domne, are de toate, că de-abia a dus-o dracului. Nu, no, cutie manuală? Ce pula mea, secolul 21 cu cutie manuală, mă? Gata, domne? Si. Hai, la revedere. Ia vezi să te coce. Nu știu, domne, dacă m-au ars ăștia. Sau dacă nu m-au ars. Dar BMW-ul e tot BMW, domne, până la urmă. Și de-un fiți văd că se înfige. Numerele... Domne, asta nu e înscrisă. Nici nu m-am uitat la numere fiind noapte cu ochelari ăștia pe cap. E acolo, nu e așa un pic. Poate mai găsim acolo, domne. Ce faci, mă? Domne, mașina asta nu e înscrisă, domne, nici măcar numere roșii. Cum nu e înscrisă? Urcă-mă, mașina, urcă-mă. Nu e, domne, înscrisă și... Cum nu bate e ceva la tacheți. Bă, Miguel, ia uite aici, ia între aici, înăuntră zi. Are nume de Germania, dar ce-o fi ăsta, domne? Alo! Alo, domne! Domne, ce faceți, domne? Domne, dați-mi mașină înapoi! Poliția! Ce dracu mă fac, mă? O mai merge asta? Mai merge un pic. Ai de capul meu, gata, dai una totală. What the fuck is going on? Da una totală, domne, asta este. M-am căcat pe ea de viață.
Făceam și eu Uber. Taxi. Du-sta. Nici telefon am să sun la poliție. Doamne, sunați doamne la poliție că mi-am furat mașina, doamne. Ăsta nici nu mă bag în seamă. Tu vă mor singură. Păi da, mă, fraților, cam atât a fost cu episodul de astăzi cu Dumitru Chirpici. Și a luat țeapă, a dat mare frumusețe de Supra 2020 pe un BMW Kazan. Sper că v-a plăcut episodul, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul de like. Dați click și pe clopoțel acolo să bălângăniți clopoțelul să vă primiți notificări atunci când... Uite, doamne, cu mașina, doamne, uite-l, doamne, uite-l! S-a întors? Nu uitați să apăsați butonul de like, dați acolo și subscribe și clopoțel și toate cele. Iar noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Ia să vedem. Alo, doamne! Nu-i mai prinde pe ăștia, doamne. S-au dus. Ne vedem data viitoare, fraților. Ciao. Dumitru Chirpici. Out.